Inspectorii Direcției Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vasului au găsit 114 kg de pește la Mănăstirea Florești, de unde au mâncat pacienții de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Întreaga cantitate a fost confiscată și urmează a fi testată la laborator pentru a se vedea dacă peștele era sau nu infestat. Având în vedere faptul că lăcașul de cult nu are înregistrare sanitară veterinară pentru activități de alimentație publică, pentru a putea livra alimente gătite și nici autorizație pentru mijlocul de transport produs alimentare, a fost aplicată o amendă contravențională de 40.000 de lei. Verificările inspectorilor de VSA Vaslui la cantina Spitalului Psihiatric au indicat că unitatea este registrată sanitar-veterinar. Are fluxuri corespunzătoare și o stare bună de întreținere și igienă. Zilele trecute, trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit și alți 29 au ajuns la spital după ce au consumat preparate din pește primite de la Mănăstirea Florești.